Bună dimineața de la a doua zi a evenimentului Triumph. Momentan mai sunt doar câteva motociclete în jur, însă astăzi avem versiunea GT Pro, GT Rally cu cauciucuri de stradă pe care o luăm, la o tură cam de 300 de km în jurul orașului Malaga. Hai cu mine! Astăzi nu mai avem toate camerele, din păcate. Una s-a stricat ieri când a căzut de pe motocicletă, așa că momentan voi mă vedeți pe mine și eu văd pe voi. O să ne încălzim puțin pentru că afară sunt doar 11 grade, am pornit mașoane încălzite, șaua încălzită încă nu am pornit-o, este suficient de cald momentan, doar că vom ajunge destul de sus astăzi în ceea ce privește înălțimea și s-ar putea să dăm de ceață, ploaie și mai multe pericole prin jur, inclusiv nămol off-road și câteva zone mai proaste de drum. Băi, ea se mișcă destul de bine, cel puțin versiunea asta GT Pro pentru stradă. Am trecut în modul sport și acum are într-adevăr zvâr. Nu vreau să mă duc peste băieții din față și să-i încurc sau să-i sperii cumva, dar am testat puțin modul rain, am testat puțin modul sport, modul road și modul rider pe care poți tu să-l customizezi în bord direct din mers. Doar că, exact cum ziceam și ieri, în modul off-road nu poți trece decât dacă te oprești pe loc. Au început virajele încete pe aici, care sunt ceva mai strânse, pe care te poți apleca mai ușor la viteze mai mici, pe care le poți croșeta așa cum vrei. Ce-mi place mie că pe aici nu e foarte aglomerat, deci chiar dacă nu ai neapărat o delimitare aici pe mijloc a benzilor, poți să tai puțin curba, dar cu grijă nu să te arunci atât de mult, pentru că te gândești că poate și cei care vin de pe contrasens se gândesc la fel ca tine. Și mai departe, în față, pare că e paradisul, uite cum se vede. Eu aș vrea să deschid un pic gazul mai tare și să merg un pic mai sportiv, dar trebuie să urmărim mereu lidul de aici din față. Deja temperatura a scăzut la doar 7,5 grade și o să străcească mai mult. Acum nu știu dacă ajungem neapărat la 0 grade, dar se simte că urcăm destul de mult în înălțime, chiar dacă soarele e afară, dar e soare cu dinți. Pe mine mă ajută totuși mașoanele încălzite și nu simt tot frigul de afară și parabrizul ăsta, care și el e reglabil. Eu tot vreau să dau câteva wheelie-uri azi, doar că dacă mi-amintesc bine, ei ziceau că la un moment dat o să fie o stradă închisă pentru noi, cu poliție pe acolo, așa că în zonele respective chiar au menționat să nu facem niciun gest de genul, pentru că avem toate șansele să rămânem fără permis, să luăm amendă sau să se aplice legea și pentru noi, că suntem tot cetățeni. Oh, wow! Și ăsta ajunge probabil peste tealul din față și probabil în față, spre munții aceia, de departe. Tocmai ce am terminat pauza de cafea și acum ne pregătim să mergem mai departe spre zona de poze, iar până acolo oamenii de aici au zis că avem multe drumuri virajate și multe zone foarte frumoase. Eu am lăsat motocicleta în off-road mode, asta pentru a putea opri complet controlul tracțiunii și asta pentru a putea să ne jucăm un pic cu ea așa cum ne dorim. Pentru că dacă o las în street mode, chiar și pe sport mode, nu te lasă să faci wheelie, îți stai destul de mult din putere. Controlul tracțiunii într-adevăr funcționează foarte bine și poți să te dai puțin de-a latul cu ea, poți să o lași să alunece, dar nu foarte mult, în limitele unui motociclist de stradă. Super moto style, nu știu dacă se aude cauciucul cum... Hai să mai vedem încă câteva slide-uri și aici. Acum se poate să fie auzit. En los últimos 5 años, 3 victimas. Aha, 3 victime. Wow, am ajuns lângă muntele ăla mare care mie îmi plăcea. Uite-te cât de aproape suntem de el și s-ar putea să urcăm pe el, pentru că zicea la un moment dat că vremea probabil o să se strice pentru că ajungem în nori. Eu nu soy marinero, yo no soy marinero, soy pilota, soy pilota. Ai arar la bamba,
Ai, 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 ar la bam, bam, ai, arriba, arriba. E atât de plăcut să vii de pe o motocicletă fără electronică pe una cu electronică, pentru că te obișnuiești mult mai rapid și ai tot controlul din lume. În schimb, invers, să vii de pe una cu multă electronică pe una care nu are, atunci te bazezi quick shifter, traction control, sisteme de siguranță, ABS, poate chiar așa eu pot să deschid gazul, să frânez cum vreau, pentru că știu că am controlul pe care l-am dobândit cu motocicletele pe care le-am testat până acum. Am pus motocicleta în modul off-road de la bun început. Acum am schimbat mapa de putere de pe off-road pe sport, să am și putere mai multă și să nu mai fie atât de limitat propulsorul. Traction control-ul l-am pe off-road și aș putea să-i dau off complet. Și suspensia s-a întărit, am întărit-o de aici. Poți să mergi cu ea foarte moale, să te duci jos de tot pentru confort. Și acum e destul de moale, destul de bărcuță motocicleta în sine, dar eu nu vreau asta pe viraje, așa că o să merg pe sport, să o întăresc puțin, să reușesc să am mai mult grip, să reușesc să fac motocicleta să fie mai stabilă, să mă bucur mai mult de un mers sportiv pe stradă, nu pe off-road. Iar n-am știut eu să merg, wow, la nivelul celor care sunt campioni naționali prin țările lor la enduro, dar astăzi, pe stradă, chiar vreau să trag câteva cadre drăguțe pe viraje, pentru că discutasem cu cineva, cred că era din Costa Rica, era dublu sau triplu campion național la enduro de curând și ieri făcea niște sărituri. Nu exagerez, sărea cu motocicleta în lungime, cred că vreo 10 metri. Evenimentul acesta e de 3 săptămâni aici și sunt peste 150 de jurnaliști din toate țările, cei mai buni jurnaliști din lume în ceea ce privește experiența moto. Și pentru asta mulțumim Triumph Global pentru invitație și pentru această experiență. Dar să pilotezi alături de cei mai buni jurnaliști din lume, unii care își reprezintă țara, cum sunt și eu, sunt singurul român aici, este o experiență foarte plăcută. Și în același timp arată maturitatea la care a ajuns acest proiect, Motorbike. Help me. Let me help you. No. Why? No. I have two hands. I can enjoy it, clean it. Can we do wheelies then? Sorry. Ah. In my country they are. Yeah. So honestly, they're legal. If you don't get caught, they're legal. If you don't get caught. Yeah. Nice and steady. Stay in the same place. Don't cross the line. Yep. Iar acum că am terminat cu pozele și cu cadrele pe care abia aștept să le văd și să vi le arăt și vouă, mergem ușor-ușor spre pauza de masă. Iar de la pauza de masă mergem spre o altă zonă de media unde mai facem câteva poze, câteva filmări. Acum nu știu exact încotro și pe unde trebuie să mergem, dar pare interesant drumul pe aici.
momentan suntem dintr-o zonă foarte strâmtă și nu trebuie să deranjăm oamenii pe aici. Am înțeles că mergem pe lângă o prăpastie pe unde trebuie să avem mare grijă. Sunt 4 viraje de care ne-a zis instructorul din față că sunt foarte periculoase și că ar trebui să le luăm cu mare grijă, cu mult accent pe mare grijă, pentru că alunecă, asfaltul e destul de tocit pe acolo, aderența este destul de scăzută și atunci poți să cazi ușor. Plus că sunt viraje nord, se închid sub tine și atunci e și mai periculos să ieși într-un șanț sau spre o mașină de pe contrasens. Wow! Și aici în dreapta pare că avem un baraj. Oricum, în orice caz, o cădere foarte mare. Și uite ce serpentine sunt. Sunt de dreapta întâi, a doua destul de scurte, cu coborâre mare. Se închid aici, în continuare se închid, avem și mașini pe contrasens, așa că mare grijă! Wow, cum e aici? Vai, cât de tare! Cât de frumos! Acolo între stâncile astea e un pod. Cât de frumos se vede aici. Pur și simplu zici că o să cadă tot drumul pe tine. Suntem în momentul de față într-o zonă destul de populară. Am auzit cuvinte frumoase despre această zonă, mai ales despre acel pod între stânci. Am oprit aici lângă un baraj destul de drăguț și arăta foarte interesant totul de pe margine. Am avut ocazia să ne odihnim. Este 2:30, dar partea plină a paharului e că de acum începe distracția, pentru că noi ne rupem puțin de grup, adică instructorul din față, eu și Theo din spate, pentru a merge un pic mai tare și pentru a merge puțin mai rapid să testăm exact limitele motocicletei. Și mi-a zis că să mă țin după el dacă pot. Ei bine, o să iau asta ca pe un challenge. Și cu toate acestea, nu uităm să ne bucurăm. Wow, oh, wow, wow, ce drăguț de peisaje, cât de frumos. Și cu toate acestea, bate vântul destul de tare. Avem cam o oră de viraje până în locul în care urmează să mai filmăm ceva, dar până atunci pare că mai trecem pe câteva poduri drăguțe. Acum dacă domnul din față vrea să mă fugărească, cu siguranță o să o facă, pentru că știe și motocicleta, știe și împrejurimile. E aici de, cred că 3 săptămâni și a zis că are undeva la 3000 km pe aceste drumuri, deci știe fiecare viraj. Dar de dragul distracției, nici eu nu cedez așa ușor. M-am răzgândit puțin și am trecut modul de pe street pe off-road și am dezactivat și traction control-ul. În partea stângă avem eolienele de ieri. Fix acolo sus am fost noi. A intrat în poplaj acolo. Nu, închid gazul. Nu mă las, nu e rău deloc, nenea, merge foarte bine, dar nu mă las eu. Lui se aprinde avariile de la cât de tare frânează. N-amă, ce mi-au plăcut dâmburile alea în care efectiv stăteai cu mâna în gaz, treceai la 120-130 la oră și din cauza pantei pe care o aveai, motocicleta rămânea încă în aer, gen aici. Într-adevăr, aici e o zonă foarte ciudată în care ai când soare, când umbră, când soare, când umbră și ochii tăi nu se pot adapta atât de ușor, așa că în soare ești orbit de soare, iar în umbră nu ai deloc vizibilitate. Pe lângă parapet! Sliding pe intrare și nu-l pierd nici să mă pici cu ceară! Partea interesantă e că eu am lăsat modul de off-road și nu am ABS pe spate, așa că în toate virajele pe care intru, dacă intru prea tare, roata mea spate alunecă.
Uite de cum intră în modul de avarie. Adică în modul în care pur și simplu zice panică, motocicleta din fața ta încetinește brusc. Așa că ar trebui să faci tu același lucru. Urcare, coborâre, urcare, coborâre. Frână, 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 unde frânăm? Aici, aici, a, 4, 3, 2. Îmi trasa un pic mai în V, atacă mai repede și deschidem gazul mai rapid. Asta e nota, traction control off, ABS off. Pe o motocicletă cu atât de multe sisteme de siguranță, dar dacă știi să o pilotezi, poți să te descurci cu ea fără nicio problemă. Oh, wow, ce s-a întâmplat aici? Ce s-a întâmplat aici? Ce s-a întâmplat aici? Să sperăm că nu e vorba de o motocicletă și nu sunt nici băieții noștri cu camerele, nu? Ok, ambulanță, pompieri, paramedici și acolo o mașină. Auci, auci, lucrurile astea dor. So guys, man, guys, very well. Hold it. Yeah, good drive. Thank you. Awesome, good drive. Corner. Sorry? Into that corner you had your back. Yeah. Sliding in. Yep, yep. That's why I like to put it on the off-road, because you can slide. It looks amazing. I wish I had a camera. Did it?